Bună ziua, dragi prieteni apicultori, suntem în 19 mai, o zi nu prea cu soare, mai mult în orade cât soare, dar să vină iară ploaia, s-a și anunțat. Vreau să vă arăt că astăzi am despărțit o familie care v-am spus că avea borci. Am lăsat în familie o bortcă coaptă și una crudă și am mutat-o în alt loc, la vreo 10 metri de locul inițial unde a fost acest stup. Pe locul acestui stup am pus un stup gol în care am pus matca și o singură ramă. O singură ramă care a fost în stupul 14. Deci stupul care l-am pus în locul 14 e acest stup cu rama și cu matca. Deci toată colegătoarea vine înapoi în acest stup, deci în familia în care a fost. Colegătoarea e puțin agitată, pentru că nu în stupul ei o cunoaște, vin cu nectar, cu polen. Dar simțim mirosul de matcă, o să intre toate. Deci în acest mod, aici am suportul pentru magazie, mulți îl pun pe alte corpuri. Nu-i prea indicat, fiindcă omori foarte mult albină care se așează pe marginea scândurelului. Așa vine corpul de magazie foarte puțin aici și aici. Aici și aici. Deci în felul ăsta nu omorâm albina. E mai greu, trebuie mutat sportul la fiecare stup. Dar e foarte bun. Aici avem familia care am lăsat-o, care am format-o, de fapt, și am lăsat-o în locul familiei care a fost. Deci a rămas mamatca și o ramă. Aici am pus o ramă, o ramă în mijloc, câte două foițe pe o parte și pe alta, ramă de și rame clădite. Cu timpul, cum ouă, nu le-am pus. Deci una da și una nu. Ele o să clădească și am spre mărgini. Nu, una da și una nu. Voi vedea cum se prezintă peste două zile această familie. Am mai făcut așa. E foarte bună metoda. Exact ca roiul. E foarte bună metodă. Mai fac într-un fel, deci tot așa mut matca, dar mut mai multe rame cu puie, deci rama pe care e matca și mai două rame, cam trei rame făceam eu și restul rămânea în cuib până la 12. E bună și asta, e bună și asta. Asta am făcut așa că m-a supărat. Groaznic. Dacă la data asta au depus mărci. Da, nu-i vina albinii, pe cât e vina timpului ploios. Timpul ploios. Cum spunea domnul Mihai din Bistrița și omul, dacă plouă și iarna, se apucă de alte treburi. Eu am mai dat o variantă, numără banii care are. Deci, așa se prezintă. Stupin au cules, nu mă plâng de cules, nu mai vreme să iau flori prin funețe, este păpădie, mărul s-a scuturat, nu mai avem măr, cireșul s-a scuturat de mult. Sunt cireșe.
Deci asta e familia cu botcă. Uitați cum a ieșit. Cu legătoare noi, că nu au de unii, deci nu se întorc în stup. Se întorc la stupul care l-am format nou. Sănătate, să auzim numai de bine!